Momentul pentru care fac această expoziție este că am împlinit 70 de ani și este deci o expoziție retrospectivă, cu majoritatea lucrărilor totuși din ultimii 2-3 ani. Practic mi-am pictat aici trăirile, sentimentele mele. Sentimentele se transmit cel mai bine prin aceste femei. Ele, cu sensibilitatea lor, cu trăirile lor, pot transmite cele mai complexe sentimente. Este un animal fantastic pe care eu l-am ales ca un vehicul al trăirilor mele, fără a avea pretenția să mă numesc chiar eu acest personaj, dar pe care îl folosesc din plin. Vreau să transmit sentimente umane în diferite ipostaze, cu trăiri intense sau mai puțin intense, cu mari așteptări, nădejdi, care cumva să ne împlinească.